Bun găsit, dragi prieteni, ne cam surprinde așa faptul că demarăm întotdeauna la fix, dar pot fi informații care până la urmă să ne zădărnicească planurile, da, ne că nu se știe niciodată ce se întâmplă. Chiar mai devreme urmăream o declarație comună a înalților, a greilor politicii românești, domnii Tăriceanu și Dragnea. Bun, în ceea ce privește fotbalul, sigur că suntem într-o zi destul de tristă, cu puțin joc. În afară de Astra Timișoara, n-avem astăzi și un meci interesant în Ligue 2, Auxerre-Lens. A început campionatul în Liga 2-a franceză cu cele 8 echipe favorite. Este o specialitate a emisiunii 11 metri, această Liga 2-a. Cel mai interesant campionat din lume pentru pariori. Poate la un moment dat o să vorbim și despre el, dar în afară de aceste două meciuri, astăzi nu vedem mare lucru. Mâine este o zi extrem de modestă, cu un singur meci în Liga Campionilor între Sheriff Tiraspol și o echipă din Azerbaidjan. În schimb, toate celelalte partide sunt înghesuite în seriile de miercuri și de joi. Echipele noastre joacă așadar în două zile, două meciuri miercuri și trei partide joi. Surpriza Dană este că patru partide din cinci, toate fiind desfășurate în deplasare, sunt transmise de canalul public de televiziune. Două meciuri sunt pe TVR1 și două meciuri sunt pe TVR2. Lucru destul de rar pentru a fi subliniat. O singură partidă este pe ProTV, meciul de la Milano dintre AC Milan și CSU Craiova, care se va disputa joi la ora de Champions League. Bun, acum avem etapa de campionat, unde până la urmă marile meciuri s-au lăsat așteptate, pentru că viitorul Dinamo s-a jucat cu rezervele, cele două echipe privilegiind disputele europene din această săptămână, unde teoretic sunt în cărți. Viitorul a câștigat manșa întâi cu Apoel, iar Dinamo a făcut egal acasă cu Bilbao. Deci nu s-au omorât cu fire, iar meciul dintre FCSB și CSU Craiova a fost unul de slab nivel și până la urmă prea puțin contează rezultatul. Unul bun pentru magiunul craiovenilor, dar unul nesemnificativ pentru FCSB, care înțelesesem deja, Dan, înainte de acest meci, nu va câștiga toate etapele din campionat și cu atât mai puțin nu le va câștiga pe toate în minutul 90. Acum e bine că ai pus problema așa, pentru că exact la asta mă gândeam și eu ieri în timp ce vizionam meciul. Până la urmă, Steaua o echipă bună care în majoritatea etapelor din acest sezon va scoate câte ceva. Va scoate câte un egal, câte o victorie, probabil mult mai multe victorii decât rezultate proaste. Va prinde play-off-ul, ceea ce e extrem de important, iar regulamentul acesta, așa cum este el gândit, favorizează până la urmă echipele care au un parcurs mai slab în sezonul regulat, în momentul în care ajung în play-off sau în play-out. Problema este că jocul pe alocuri lasă de dorit, iar transferurile se lasă și ele așteptate. Așa cum ne-am lămurit până acum în trei etape, Steaua scârție atât în defensivă cât și în mijloc destul de mult. Are problema asta cu jucătorii veniți în această vară. Și aici se vede cum în momentul în care ei nu sunt pe teren, și aici mă refer în principal la cele două vedete, la Ali Bek și la Budescu, jocul Stelei pare să fie un pic mai gândit, un pic mai colectiv. Ceea ce s-a întâmplat ieri a fost însă oarecum defavorabil echipei antrenate de Dică, pentru că în primele 28 de minute, până la golul marcat de Băluță, Steaua a arătat un joc colectiv destul de bun, care parcă evidenția faptul că fără Budescu și Ali Bek, Steaua e capabilă să fie un pic mai, cum să spun, mai meticuloasă în ceea ce făcea pe teren. Problema este că a venit acest gol al lui Băluță printr-o greșeală mare a lui Ovidiu Popescu, este adevărat, și în acel moment jocul s-a dereglat. Fotbaliștii au început să se precipite, au început din nou acțiunile individuale, așa cum nu doream să vedem, ne-am dorit să vedem un joc colectiv de calitate. Are cine la Steaua în absența lui Budescu și Ali Bek să o ia pe cont propriu? Mare chiar lucru nu prea era de văzut. Chiar eu cât am văzut din meci, Dan, ne spun, n-am văzut nicio ocazie a Stelei.
Deci nici măcar nu s-a apropiat mingea de careu Craiovei în ultimele 15 minute. Bine, ale meciului. Să spunem și faptul că... Deci a fost că... într-adevăr un meci extrem de modest al da, FCSB-ului. Dar nici o acțiune de poartă. Degeaba Gigi vine și spune că s-a jucat la o singură poartă. E adevărat, Craiova s-a mulțumit cu puțin. Pe final nu mai juca, exact ca o echipă mică aflată în defensivă. Sunt jalnici antrenorii italieni când au toți aceleași caracteristici. Nu le au toți. Dar când toți le au, atunci este o catastrofă. Deci o echipă băgată cu fundul în poartă în fața unui adversar care nu ajungea în careu. Deci Steaua n-are nicio idee de joc. Acest Nicolae Dică este un fel de Marius Lăcătuș. De dinainte de Regecamp, primul descălecat al lui Laurențiu Regecamp, de atunci n-a mai jucat Steaua atât de slab. Adică are un stil previzibil, plimbă mingea, niciun fic de scânteie, da? Nu există nicio rupere de asta de rim, nimic spectaculos, și schimbările sunt previzibile. Nu va duce mult în aceste condiții colonelul Dică, cum îi spune Gigi. Acum trebuie să ne gândim totuși la situația lui Dică, să nu punem toate tunurile pe el, pentru că știm pe foarte trebuie bine să le că punem patronul... Dane de acum, pentru că nu va mai apuca. Patronul intervine foarte mult în ceea ce se întâmplă pe teren și lucrul acesta nu are cum să te ajute pe tine ca antrenor. Tu până la urmă poți să gândești niște lucruri, iar în ultima clipă patronul să vină să modifice ce ai gândit acolo și să dea totul. Nu sunt de acord cu asta, pentru că să știi că înainte de Regecamp a existat un stil pe care toți antrenorii de atunci, Lăcătuș, Dorinel Munteanu, ăla de la Brănești, Ilie Stan, da? Și cei care au mai fost, Stoichiță, iarăși Lăcătuș, da? Toți au jucat la fel. Când a venit Regecamp, nu mă interesează că era preparatorul fizic sau erau dopați jucătorii, sau că intervenea Gigi sau nu. Steaua n-a mai jucat așa. A devenit o echipă agresivă, o echipă interesantă pe teren, cu un alt stil. Meciurile erau clar că vor bascula în favoarea lor de când începeau. Acum nu mai basculează decât întâmplător. Pentru mine e clar că da. Și în sezonul ăsta lucrurile vor sta până în play-off oarecum la fel, pentru că Steaua are totuși în campionat niște adversari care sunt accesibili, foarte accesibili. Iar o formație de forță a ei cu jucătorii pe care are, cu siguranță încetul cu încetul își va rezolva problemele și va reuși să aibă o anumită consistență. Problema este în privința câștigării titlului și în privința cupelor europene, pentru că acolo într-adevăr se joacă totuși la un alt nivel. Și Victoria Plzen a câștigat cu 4-0 în prima duc etapă. La Praga, e adevărat, da. Și de remarcat la Victoria Plzen că acel Bolek de care vorbeam noi, portarul cehilor, nu a jucat în această partidă, el a fost înlocuit, semn că ceea ce am observat noi atunci a fost probabil un lucru pertinent, iată, lăsat pe bancă și probabil nu-l vom avea în teren la returul cu Steaua, ceea ce nu avantajează pe Steaua. A, bun, nu avantajează nici forma de moment a celor de la Plzen, nici faptul că va juca fără Budescu, asta spuneam după meciul Turști, nu are o forță ofensivă, într-adevăr, jucătorii săi de atac sunt statici. Nioere nu este niciun pericol într-un meci de cupă europeană, de altfel l-am văzut și la București. A făcut figurație de când a intrat. În aceste condiții, asta vreau să te întreb. Crezi că Dică va supraviețui meciului de miercuri seară? Eu cotă la pariuri 1.50 ceva e să fie dat afară după meciul. E clar. Deci răspunsul este corect, este o cotă într-adevăr care nu lasă loc de îndoieli. Hai să spun și cât e cota la calificare. Plzen are 1.40, Steaua are 2.85. E superbă, bă, asta. Da? Nu știam, asta nu asta cu cota, asta cu Dică. 1.50. Superbă. Cum să te gândești să pui o astfel de cotă? Îți dai seama ce club e Steaua? Da. Deci câte cluburi din Europa sunt în situația asta să fie aproape sigure că în cazul unei eliminări își demită antrenorul? Da, din păcate, intervenția adică, cum să dai un antrenor? Sigur, noi știm cât e de prost Gigi. Dar de asta râdem aici și facem astfel de glume de ani de zile pe prostia lui. Acum Dumnezeu să-ți aduci un antrenor la începutul campionatului și după 3 etape și 2 meciuri europene să-l dai afară. Păi, dar atunci, nu mai fă astfel de greșeli, instalează-te tu, antrenor. Da, sau, nu știu, cum pune-l a făcut pe Hagi la viitorul, nu până la urmă. Pune-l Hagi pe Luțu, patron antrenor. Da, nu știu, pune-l pe unul acolo până trece hopul ăsta. Că sigur după ce știi care e soarta europeană, ești eliminat sau nu, mergi mai departe în play-off sau ajungi în grupele Ligii Campionilor, după aia poți să spui un antrenor. Dar ce sens are să-l mai numești pe unul când tu dacă nu te califici în primul meci european, îl dai pe ăla sigur afară.
Mi se pare absolut inutil să-l mai numești. De la bun început ce a semnat acolo, pentru că el a acceptat de la bun început, și nu aducem aminte inclusiv declarațiile, el a știut că se vor întâmpla lucrurile exact în felul ăsta. A fost un risc pe care și l-a asumat, evident va plăti pentru chestia asta, dar totul era previzibil. Da, șansele de calificare oricum sunt mărunte, nu sunt mai mari de 30%. Cu Gigi antrenor în Liga Campionilor. Dar oricum sunt... declarațiile lui sunt minunate. El a vorbit de război, dovadă că nu mai consideră de mult fotbalul un joc, și l-a numit pe Dică un colonel foarte bun, dar căruia îi place prea mult pacea. Gigi vrea război, nu mai vrea pace, și a oferit o primă pe care sigur nu o va da niciodată, dar e bună pentru Gazeta Sporturilor, o primă de 30.000 de euro de cap de jucător pentru calificarea în play-off, și am înțeles de 150.000 de euro de cap de jucător dacă echipa ajunge în grupele UEFA Champions League. Da, asta cap de jucător e o chestie foarte haioasă. Mi-aduc aminte cum se numărau diferitele turme de animale, știi, când ziceai atâtea capete de vaci, atâtea capete de... Da, și jucătorii sunt numărați așa la Steaua. Stai liniștit că nu sunt diferiți cu nimic de niște turme obișnuite de vite. Și ei sunt numărați exact la fel, au aceeași valoare până la urmă pentru patronul clubului. Corect. Sunt carne de tun sau de abator. Depinde cum vrei să iei. Gigi n-ai un pic de respect față de fotbaliștii lui. Nu că ar trebui să aibă. Eu spun doar că nu are. Uite, ultimul exemplu, Ovidiu Popescu, da? Jucător despre care spunea că îl va vinde pe 20 de milioane de euro. Acum a venit după meciul cu Craiova și a spus că nu-i de Steaua. Da? Exact cum scriam noi ieri pe Facebook, eu pe Dică l-am adus din milă, eu bani la echipă, nu mai bag bani la fetele mele, bag bani la familia mea, la Hristos bag bani. Eu nu mai bag bani la echipă. Și dacă Dică are onoare, să plece el. Deci astea sunt declarațiile pe care noi ni le imaginăm ieșind din gura lui Gigi după fiecare eșec sau semi-eșec. Merită totuși menționate declarațiile astea, pentru că evident trece printr-o nouă criză, de data asta ceva cu inspirație militară, Gigi Becali, pentru că zice așa: la mine acasă eu comand. Le-am spus jucătorilor că aici există un singur general. I-am spus lui Alibe că banderola trebuie să poarte un capitan care să fie un exemplu pentru toată unitatea de elită. Și continuă așa: Pintilii va fi primul capitan. N-am vrut să creez gelozie între ei și era, și așa era concurența acolo. I-am zis că dacă demonstrează Alibe, eu dau înapoi. Dacă el trage bine cu luneta și face tot ce trebuie să facă un capitan la o unitate militară, atunci îi dau banderola înapoi. Și îi dă și bani, e la cel el puțin acasă. Pe hârtie. Da, da. Că Gigi nu-i va plăti niciodată jucătorilor aceste prime, dar ei au dreptul să creadă că își vor lua banii. Corect, corect. Dar până la urmă trebuie să fie cineva care să sublinieze și toate greșelile astea pe care le face patronul. Evident, la Steaua n-ai cum să ieși într-o declarație de presă, da, într-o conferință de presă și să spui: domne, patronul greșește cu tare, cu tare, cu tare. Dar trebuie cineva care să sublinieze și lucrurile astea, pentru că până la urmă să ne gândim, ok, tu ești cel care gândește ce se întâmplă la Steaua, dar hai să vedem ce ai gândit. Mijlocaș și central, pe cine ai adus mijlocaș central? N-ai adus absolut niciun mijlocaș central. Tu ești în situația de a juca cu cine joci la mijloc, cu Pintilii, da? Cu Ovidiu Popescu, cu cine mai are? Nu, a zis Gigi că nu mai joci decât cu Pintilii și trebuie să mai aduci doi. Da, dar că sezonul a început... Și el acum, nu ai Pintilii, mai rămâne. Sezonul a început, pregătirea s-a făcut, calificarea e aproape compromisă și în situația asta deja patronul este, după părerea mea, responsabil în fața fanilor. Apoi, niciun fundaș central de rezervă, da? Nu zic bun sau prost, dar nu e absolut niciun de rezervă. Are nevoie de doi fundași centrali. Doi fundași centrali. Enache, da? La care văd că se ține atât de mult în banda dreaptă. Enache nu face decât în fiecare meci să arate că nu e locul lui acolo. El fiind totuși mijlocaș. Explică și mie, Dane, care e la lotul ăla atât de mare al Stelei? Că știu că la un moment dat și tu spuneai că Steaua are echipă foarte bună. Care sunt are echipă foarte bună? Bun. Eu în privința am convenit că Budescu e un jucător bun pentru campionatul nostru. E și Alibec atunci când corect joacă. Da, Nio Erei a fost bun anul trecut la Dinamo, dar nu este un Salvatore de la Patria oricum. În afară de ăștia, care sunt? Îți dau imediat soluția. Eu de la bun început am spus că linia defensivă are de suferit nu-i în momentul ăsta. Bun acolo. Dar ar fi varianta cu Pleașcă pe dreapta, Junior Moraes în stânga, deși Junior Moraes arată clar că a fost supraevaluat.
Junior Moraes nu e jucătorul acela uriaș, cel mai bun fundaș stânga din țară, așa cum s-a spus despre el, în mod greșit, dar trebuia să vină momentul în care să se poată demonstra nu doar prin cuvinte, ci și prin era nevoie deci de două meciuri la Steaua ca să știm că nu absolut, e scula aia. Absolut. Bun, îi lăsăm în pace pe ăștia și da, mergem în zona centrală. Acolo unde vreau să-ți arăt că greșelile astea se datorează exclusiv celui care gândește strategia. Pentru că Steaua a avut așa, dacă ți aduci aminte, în sezonul trecut l-a avut pe Boldrin, după părerea mea, cel mai bun jucător mijlocaș central din țară, dar care avea profil defensiv. Boldrin era scos din poziția lui și trimis în față. Acolo unde n-a dat randament, până la urmă a stat mult pe bancă și în cele din urmă a plecat de la Steaua. În momentul de față, Steaua are ca soluții de mijlocaș central niște jucători defensivi foarte buni. Și aici mă gândesc în primul rând la Pintilii. Dar nu numai la Pintilii. Pintilii e cotonogari, multe cartonașe. Ia. Atenție, el va lipsi multe meciuri în stilul ăsta. Dar să ne gândim aproape și meciul și cartonașul pentru Pintilii. Să ne gândim și la presiunea care se trebuie pune să pe... Trebuie să ai unul pe care, cu care să-l poți înlocui din când în când. Nu te poți baza numai pe Pintilii. Corect, dar mai sunt ceilalți jucători. Ovidiu Popescu înțeleg că nu mai intră în cărți. Ovidiu Popescu e un jucător care în momentul ăsta e sub o presiune prea mare și faptul că greșește se datorează și aceste presiuni, pentru că nu e ușor să ai o astfel de presiune tu fiind un jucător tânăr. Da, da. Bun, evident, dar după meciul de la Plzeň-Dane, da, îți amintesc, va fi al treilea meci consecutiv fără victorie pentru Steaua, ceea ce deja la Gigi Becali e okay, mult, plus că va veni această eliminare ca o lovitură de măciucă. Alți jucători probabil vor ieși definitiv din cărți și mă gândesc la Niță. Dacă, de exemplu, Niță scoate din poartă 4 sau 5 boabe la Plzeň. Niță a arătat un lucru până acum. El nu hai, 3-4 boabe la Plzeň. Gata, Niță, o să spună Gigi, lui de Steaua. Niță nu e un portar uriaș, însă e un portar constant. El, de când a început să joace la Steaua, întotdeauna a arătat o anumită constantă. El nu trebuie portar constant. El trebuie să fie portar de elită. De elită, spune, da, Gigi, corect, eu dau afară. De unitate să se ducă Dică, și pe el am dat afară, corect, să se ducă Dică cu el, să fie constant unde vrea el. Dar nu la mine. Corect. Eu de banii mei vreau de elită. Deci Niță va fi dat afară. Bun, de la Steaua dacă se termină prost în Cehia. Vreau să zic ceea ce începusem să-ți povestesc, și anume, ce se întâmplă? Am identificat un posibil mijlocaș central care poate evolua în mod normal la Steaua, și anume Pintilii. Da, evoluează, da. În fotbal, în mod obișnuit, ai doi mijlocași centrali, da? Când ataci, unul se duce în față, unul rămâne în spate. Sunt, da, unii care preferă să joace singur, e în fața apărării. Deci, unul singur. Sigur, nu okay, e obligat. Dar în mod doi, normal, n-ai de ce să stai cu doi, pentru că doi e prea mult. S-a făcea numai Elibop, da. Te retragi cu doi într-un moment în care vrei să ajuți apărarea. Dar în mod normal, unul rămâne în spate, Pintilii, care oricum nu e ofensiv, iar celălalt se duce un pic în față, tocmai pentru a ajuta atacul, pentru a ajuta creația. În situația asta, îl ai pe Teixeira, unde joacă Teixeira de când a venit. Dar unde joacă Teixeira? În bandă. Teixeira nu e jucător de bandă la vârsta lui, la 37 de ani. A dat totuși gol cu capul din poziție de vârf. Foarte corect, Radu. Dar de ce să nu folosești jucătorul acesta ținând cont de caracteristicile pe care le are? În primul rând, vârsta. Are 37 de ani. La 37 de ani nu mai poți să mai ajungi în bandă. Așa și o singură repriză. Asta zic. Dar nu cred că va sta numai în bandă. Îl ai pe Budescu. De ce trebuie să-l pui pe Budescu, al doilea atacant, când Budescu poate fi exact jucătorul ăsta care să facă... Dar o să-l pună și acolo, că Gigi știe fotbal. O să-l pună și el acolo unde va vedea că e necesar la un moment dat. Dacă va mai reveni Budescu, Dane, cine știe când va mai reveni? Atât nu știm exact această accidentare cât îl va ține deoparte. Uneori, accidentările care par să fie lejere durează 3-4 luni. Noi nu avem de unde să știm astăzi când va reveni sau dacă mai are rost să revină Budescu. Acum, uite, mă refer la primele 30 de minute, timp cât a fost 0-0 pe tabelă. Steaua, fără Budescu și Alibe, care a dat ca o echipă care parcă e ceva mai definită, care colaborează destul de bine. În momentul în care au luat gol, steliștii s-au pierdut, au început să se comporte. Se gândeau deja la Gigi. Haori. Exact. Apoi, Steaua egalează undeva în minutul 60 și mai sunt 30 de minute de joc în care e timp suficient. Steaua are ocazii, jocul merge destul de bine, dar apare un alt factor. Da, are ocazie acolo, imediat după minutul 60, dar ți-am spus, în ultimele 15 minute n-are nicio ocazie. Apare oboseala. Da. Da? Nu mai joacă nimic. Astea sunt lucrurile cu care Steaua trebuie să lupte, pe care trebuie să le rezolve. Nu sunt lucruri de nerezolvat, însă trebuie o mână de fier, dar nu în sensul prost, ci în sensul foarte constructiv, care să
rezolve rând pe rând aceste lucruri. Să fie realistă persoana respectivă și să facă lucrurile astea în funcție de priorități. În condițiile astea, Dane, mi-aș permite să le sugerez pariorilor să mai scadă un pic din cota ludică pentru miercuri. Dacă vorbim de mâna de fier, hai să-i dăm 1-20, că va fi demis după meciul de la Pleasant. Pentru că dacă ei, într-adevăr, fac instrucție cu Steaua și militaria asta pe care Gigi a dat-o jos din pod acum, înaintea meciului din Liga Campionilor, se va muta în garnizoana de la Pleasant, Gigi Becali